Unii câmpineni consideră intersecția străzilor Constantin Stere cu conductelor drept cea mai periculoasă din Câmpina. Aici s-au petrecut de-a lungul anilor zeci de accidente, în care au fost puse la pământ garduri și chiar au fost avariate case. Localnicii au făcut sesizări la primăria Câmpina pentru a semaforiza intersecția și iată că anul acesta i-a venit rândul. Inițiativa noastră de a semaforiza niște intersecții este chiar modestă și în niciun caz excesivă, cum s-a interpretat la un dat în Consiliul Local Câmpina, că prea introduce multe semaforizări în municipiul Câmpina. Avem foarte puține față de numărul de accidente care se produc în unele intersecții. De aceea am hotărât să acoperim aceste intersecții negre, între ghilimele, cu semafoare, cu sisteme de semaforizare. Ca urmare, semaforizarea intersecției Constantin Stere cu conductelor, unde și de curând însemnând acum vreo 3 săptămâni s-a produs un accident, este în curs de achiziție pentru proiectare și execuție. Deci avem un studiu de fezabilitate și urmează proiectarea împreună cu execuția, pentru că e o lucrare simplă și n-ai rost să mai împărțim în două bucățele, două etape de achiziție, ci intrăm direct cu această achiziție publică și sunt toate cele mai mari șanse ca această lucrare să fie gata în acest an. Cei care locuiesc în apropiere salută inițiativa și spun că semafoarele sunt necesare în această intersecție, atât pentru siguranța pietonilor, cât și a șoferilor. Câte accidente mai aici, nenorocire. E perfect! Deci ar merge o semaforizare aici? Perfect ar fi! Ar fi perfect! Stați în zonă? Nu, un pic mai încolo, da. Se întâmplă multe accidente aici? S-au întâmplat foarte multe. Au fost poate și două într-o singură lună. Că nu se acordă prioritate. Să pună semafor în această intersecție. Ce părere aveți? Foarte bine. Casa asta a fost dărâmată de 30 de ori. 30 de ori? Da. Ia uite, așa cum e lovită. Noroc a pus tâlpește, că altfel în fiecare două săptămâni repară gardul. Ori pe la, ori pe la de acolo, ori pe la, ori pe asta. Aici ar fi neapărat să pună un semafor, că e cel mai bun. E bun și pentru pietoni și pentru șoferi? Da. Și pentru pietoni, dar și pentru șoferi. Datorită la confit, că se intre mașini grele și îi zice că au prioritate cei de aici. Ei nu se uită la stopul ăsta, care e stop, ăsta, nu se uită. Trece ce e principală, principal e asta altă. Pentru pietoni, dar să știți că și pentru mașini. Confindul de aici atrage zilnic un număr mare de mașini și din țară și din alte locuri, așa, ale județului nostru. Și sunt foarte mulți care nu cunosc, așa, vin, întreabă și se direcționează aici, dar greu și oricând, dacă nu sunt obișnuiți, ar putea să fie în pericol cu un accident. E bine dacă se poate face lucrul acesta. Și pentru pieton și pentru om în general, că omul e și la volan și e și cu piciorul. Nu e necesar, nu e chiar așa mare circulație decât pe sensul ăsta unic mai mare. Dar asta cu bicicleta, aveți probleme aici? Nu. Nu am probleme. Sunt multe accidente aici. Locuiți în zona? Da. Și ați văzut multe accidente? Multe. Multe. Multe, foarte multe. Unii zic că nu e o intersecție prea circulată și că n-ar trebui să mă... Nu e adevărat. E foarte circulată zona de aici. Uitați-vă. Licitația a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, iar acum se analizează ofertele primite. Dacă totul merge conform planului, semaforizarea intersecției va fi realizată până la sfârșitul toamnei.